Dragi prieteni, astăzi în jurul focului ne aducem aminte că pe 4 decembrie creștinismul sărbătorește pe Ioan Damaschinul, unul dintre, cred că ultimul părinte sfânt, părinte al bisericii. Astăzi stăm de vorbă cu Ioan Damaschin, comandor, președintele filialei Dobrogea, Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, și vorbim despre cercetare, vorbim despre, pentru că este lucrează în cercetarea militară de peste 40 de ani, dar astăzi vorbim despre o carte cu altă abordare. Cum se împacă meseria dumneavoastră cu această abordare creștinească? Sunteți un bun creștin. Vorbim astăzi despre domnitorii români, ctitori la Sfântul Munte Athos. Vedeți și această carte pe care neapărat trebuie să o căutați și o să vorbim astăzi și unde găsim această carte. Domnule profesor, cum ați abordat și cum ați găsit? Știu că ați lucrat 2 ani până ați găsit domnitorii care meritau să apară în acest album. Da. Păi să spun care a fost motivația. Într-adevăr, sunt un bun creștin și mă preocupă și cercetarea nu numai în domeniul militar, am istoriei marinei militare și partea creștinească a cercetării, și plecăm de la o zicală: dacă vrei să faci 1000 de kilometri, trebuie să începi cu primul pas. Deci să spun care a fost primul pas pentru a realiza această lucrare. Eu citisem multe lucruri despre Muntele Athos, dar așa, ca o informare personală. Dar într-un pelerinaj în Turcia cu un preot de la Arhiepiscopia Constanței, la final îmi spune, zice, eu mai stau o zi acasă, după care plec la Muntele Athos. Și am zis: părinte, sunt interesat să merg și eu. Azi e mai am un loc. Perfect. Și a doua zi am plecat la Muntele Athos. Atunci mi-a venit ideea să fac o istorie a muntelui Athos, a mănăstirilor din Muntele Athos și contribuția domnitorilor români. N-am găsit lucrări de genul acesta, dar mi-am propus să fac o cercetare în domeniu și timp de 2 ani, într-adevăr, am lucrat, am căutat materiale, am conceput acest album, este de fapt un album, cu domnitorii români care au ctitorit la Muntele Athos mănăstirile. Muntele Athos este de fapt o peninsulă, una din cele 3 peninsule care pornesc din Marea Peninsulă Halkidiki, din Grecia. Din nordul Greciei, da. Una din aceste peninsule este Muntele Athos, care are o lungime de 55 de kilometri și o lățime între 10 și 15 kilometri. Dar chiar pe acest spațiu destul de redus, Muntele Athos are o înălțime de 2000 de metri. Deci puțin peste 2000 de metri. Îi se mai spune și Grădina Maicii Domnului. Și este un munte, trebuie specificat acest lucru, unde nu au voie să meargă femei pe acest munte. Așa, și e numai pentru bărbați. Muntele Athos are 20 de mănăstiri. La anul 1700 s-a dat un risov prin care s-a spus nu se vor mai construi alte mănăstiri. Are 32 de schituri și restul chilii pentru călugări. Poate de ce se cheamă domnitorii români ctitori la Sfântul Munte Athos?
se cheamă Domnitorii Români, ctitor la Sfântul Munte Athos, pentru că timp de 5 secole, începând chiar cu Basarab I la 1350, au contribuit domnitorii români la ctitorirea unor mănăstiri și nu numai mănăstirea propriu-zisă sau biserica mănăstirii, ci în limba greacă catoliconul, ci și chilii pentru călugări și săl de mese pentru călugări și pentru săl de dormit pentru cei care călătoresc pe Muntele Athos. Și toate aceste ctitorii au beneficiat de contribuția fizică și materială a domnitorilor români. Deci, am spus, începând cred cu că nu doar o contribuție substanțială, pentru că mă uit pe coperta 4 și citesc. Niciun alt popor pravoslavnic, adică creștin, nu a făcut atâta bine pentru Athos cât au făcut românii. Porfirie Uspenski, 1885, cercetător rus la Sfântul Munte Athos. Deci, înțeleg că implicarea domnitorilor români n-a fost doar o contribuție similară cu altor domnitori, ci a fost una dintre cele mai mari contribuții aduse în Athos. Exact. Prima mănăstire care a fost construită, Marea Labră, care e considerată cea mai frumoasă dintre toate, așa, și care stăpânește circa 80% din întregul teritoriu Muntelui Athos. Celelalte mănăstiri au fost construite prin donația de teren de la Marea Labră. Deci au fost, începând cu Basarab I la 1350, până la Alexandru Ioan Cuza. Cum au contribuit domnitorii români? Prin arondarea de terenuri, arondarea de produse, pentru că fiecare mănăstire are un port, deci o construcție portuară, unde veneau vasele încărcate cu produse pentru a întreține aceste mănăstiri. Deci, de regulă, la o mănăstire se construia portul, apoi mănăstirea propriu-zisă, transportul materialelor se făcea cu catâri, deci cai de munte, și constructorii, bineînțeles, construiau aceste mănăstiri, dar în timp ele fie erau prădate de pirați, fie pur și simplu timpul le deteriora și ajungeau să dispară. Domnitorii români, majoritatea dintre domnitorii români, au contribuit la refacerea acestor mănăstiri, refacerea chiliilor și a altor construcții necesare călugărilor pentru a duce viața în Muntele Athos. În momentul de față, România mai are două schituri. Da, din păcate. Din păcate, România mai are două schituri și schitul Prodromu, care, sincer, când l-am vizitat, avea aspectul unei mănăstiri. Doar că, din punct de vedere juridic, era schit. Și mai este schitul Sfântul Dimitrie Lacu, stareț acolo este Părintele Ștefan, care mi-a dat binecuvântarea pentru acest album și, bineînțeles, am donat mănăstirii un mare număr de cărți pentru ca, prin vânzarea lor, schitul Sfântul Dimitrie Lacu și schitul Prodromu să poată să beneficieze de anumite sume de bani. Acum aș vrea să fac
unele precizări. Cum erau aceste, cum contribuiau domnitorii? Prin arondarea de terenuri, prin arondarea de sate, și aici chiar aș vrea să dau un citat de un hrisov. Deci cam așa arată un hrisov original și traducerea e lângă traducerea hrisovului, o am pe pagina următoare. Domnul Matei Basarab confirmă stăpânirea de către mănăstirea Cutlumuș a satelor care i-au fost dedicate de domnitorul precedent și de asemenea reface limitele lor care au fost încălcate și modificate în timp de unii vecini. Acestea sunt satele Cireșov, Călugăreni, Mărăcina, Dănești, Laiov, Comana, Giurgiu, Prislop, Hrățești. Deci așa arătau hrisoavele. Deci aceste sate, robii și locuitorii satelor, în afară de produsele pentru întreținerea lor, celelalte produse plecau la muntele Athos pentru întreținerea călugărilor de acolo și a pelerinilor. Spre exemplu, în anul 1920 erau 4.000 de călugări numai din țările române. Deci, la muntele Athos. La muntele Athos, la toate mănăstirile și la toate schiturile. Pentru că, să zicem că o mănăstire aparține, de fapt acum majoritatea mănăstirilor aparțin Greciei, iar mai au mănăstiri, doar Georgien e o mănăstire, Rusia, o mănăstire și mai au și bulgarii o mănăstire. Deci cam atât. Noi nu mai avem nicio mănăstire, deși, ca să dau doar un exemplu, Ștefan cel Mare a ctitorit 4 mănăstiri la muntele Athos. Din temelii, cu toate tot ceea ce toate clădirile care țin de această mănăstire și sunt trecute toate în acest album, toate ctitoriile, toate clădirile la fiecare mănăstire pe care a ctitorit-o domnitorul român. Ajutoarele românești au fost generale, permanente și constante pentru toate mănăstirile timp de 5 secole în șir, spunea arhimandrit Ioanichie Bălan în lucrarea sa Pelerinaj la muntele Athos. Deci nu a fost doar o simplă întâmplare contribuția domnitorilor, ci s-a perpetuat de-a lungul istoriei noastre prin permanentizarea ajutoarelor care ajungeau în Sfântul Munte Athos. Da. Așa era. Deci, în afară de faptul că domnitorii precedenți trimiseseră ajutoare, bineînțeles, în timp, mănăstirile aveau nevoie să se întrețină și atunci domnitorii se simțeau obligați să contribuie, fie cu bani, fie cu odoare, fie cu produse. Deci, aceste ajutoare erau diverse, sub diverse forme și circa 100 de domnitori în cele 5 secole au contribuit la întreținerea, ctitorirea acestor mănăstiri și, să zic, Petru Rareș a construit o mănăstire din temelii și portul care, aici e interesant, toți pelerinii care fac, își petrec sejurul în Grecia cu familiile, de regulă firmele astea de așa care organizează aceste călătorii, îi urcă pe vapor, fie cu soții, fie fără, și se apropie la 500 de metri și arată acel port, turnul portului, construit de Petru Rareș. Și aici e o poveste interesantă. Fiecare are povestea
fiecare construcție are povestea ei, dar Petru Rareș a trimis un mare demnitar și cu, care avea o avere, l-a trimis să construiască o mănăstire. I-a pus la dispoziție o sumă mare de bani și când a ajuns acolo, au venit călugări de la alte mănăstiri și l-au rugat să le dea și lor bani ca să se întrețină. Când s-a întors în Moldova la Petru Rareș, a fost întrebat, ai construit mănăstirea? Și el a explicat, n-am construit-o, am construit doar portul și turnul portului și n-am apucat că nu mai aveam bani. La care Petru Rareș a zis, vinzi toată averea și a ta și a rudelor tale și te întorci și acolo construiești mănăstirea. Altfel îți dai capul. Iată că implicarea a fost până în punctul de a-și pierde viața pentru ceea ce era necesar și în ceea ce credeam la un moment dat, aceste donații care ajungeau din partea domnitorilor români către Muntele Athos și pentru că de-a lungul timpului această peninsulă în nordul Greciei, Halkidiki, din care face parte și Muntele Athos, a fost prădată permanent și a suportat vicisitudinile piraților și și atacatorilor, pentru că zona aceea a fost permanent sub un asediu. Contribuția domnitorilor români s-a permanentizat până la a-și pierde viața. Aici demnitarul respectiv s-a înapoiat, a executat dispozițiile date de domnitor, s-a întors, a construit mănăstirea și a rămas acolo și s-a călugărit. Ce s-a întâmplat cu cei 4.000 de călugări pe care îi aveam la un moment dat în Sfântul Munte Athos? În timp a mai scăzut interesul călugărilor români de a merge la Muntele Athos. Eu am întâlnit mulți călugări la diverse mănăstiri pentru că ei se așezau pe lângă alte mănăstiri, se rugau acolo, aveau chiliile lor și așa mai departe. Dar aici aș vrea să fac o adăugare a unui alt mare prelat în legătură cu contribuția românilor. Spunea așa, arhimandritul Efrem, egumenul mănăstirii Vatopedu, care a făcut această declarație la Universitatea din București în anul 2000. Spunea cam așa, noi, cei din Sfântul Munte, suntem datori în vecii vecilor bisericii ortodoxe române. Bisericii ortodoxe române. Nu uităm că domnitorii români, după împărații bizantini, sunt ctitorii celor mai multe mănăstiri aghiorite. Am rămas la momentul acela de a ne aduce aminte contribuția, pentru că știu că acest album, vi-l mai arăt odată, este apărut cu binecuvântarea înalt preasfinției sale Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. În momentul de față, contribuția noastră mai există la Sfântul Munte Athos, măcar pentru cele două schituri pe care le categoric, mai avem. Categoric și nu numai pentru cele două schituri. Am spus, prodromul acum arată ca o mănăstire, deci schitul prodromul. Așa, și sunt călugări, majoritatea sunt călugări români de acolo, dar am întâlnit și la alte mănăstiri grecești și aș vrea să mai adaug încă o altă modalitate de a contribuției domnitorilor români și nu numai, ci a multor demnitari și mari boieri. Grecia a fost ocupată de Imperiul Otoman. Deci, otomanii aveau acum în jurisdicția lor și Muntele Athos. Și atunci, ce au zis sultanii? Vă lăsăm mănăstirile, nu vi le dărâmăm, dar plătiți impozite. Și începând de la 1465 până când
s-au eliberat grecii de sub Imperiul Otoman, toți domnitorii și nu numai domnitorii au contribuit cu impozite pentru ca mănăstirile să nu fie dărâmate de otomani. Deci iată o altă modalitate de a contribui aceste ctitorii sfinte. Și zice arhimandritul Ioanichie Bălan în lucrarea Pelerinaj la Muntele Athos, spune așa: sunt cele mai substanțiale dintre toate daniile acordate de vreo țară ortodoxă Muntelui Athos. Ajutoarele românești au fost generale, permanente și constante pentru toate mănăstirile timp de 5 secole în șir. Domnule comandor, ați fost pe vas și ați văzut toate mările și oceanele lumii, v-ați oprit totuși într-o zonă încărcată de credință. Unde putem găsi acest minunat album și unde vă găsesc cei care vor să vă mai pună întrebări referitoare la această cercetare imensă care a durat 2 ani până când a fost pusă? O să găsiți în carte, e ilustrată impecabil color. Este un album care nu trebuie să lipsească niciunui credincios, mai ales celor care și-au făcut timp să viziteze Muntele Athos. Da, cartea se găsește pe internet. Nu mă ocup eu de difuzarea ei. Se găsește și în unele librării din București și din Constanța, dar foarte mulți din cei care doresc să o procure pot să o găsească pe internet. Editura și tipografia care a realizat această lucrare din punct de vedere tehnă, deci este ei o valorifică. Ce aș putea să mai spun, că pentru realizarea lucrării, în afară de faptul că am vizitat toate mănăstirile, am făcut 4 pelerinaje la Muntele Athos, am vizitat toate mănăstirile, am găsit tablourile votive ale multor domnitori, dar am fost și atât în Moldova cât și în țara românească, mă rog, acolo, cum erau țările noastre atunci, am fost și am pozat tablourile votive din mănăstiri și, din păcate, la unele mănăstiri stareții de acolo nu mi-au dat voie să le pozez, dar, mă rog, aici și nici în Muntele Athos, pentru că era fotografiatul interzis. Și de vreo 2-3 ori am găsit prilejul și am făcut totuși aceste fotografii, dar m-am spovedit părintelui Ștefan de la Sfântul Munte Athos, de la schitul Sfântul Dimitrie la... Fotografiile apar în album. Da, toate fotografiile, deci albumul conține toate pozele domnitorilor, tablourile votive, cum închină mănăstirile lui Iisus Hristos sau Sfintei Maria, care este... Deci este aici și icoana Maicii Domnului. Cartea începe cu icoana Maicii Domnului, care se spune că este Maica Domnului, a precizat că este o peninsulă sfântă. Deci, domnule profesor, suntem în preajma sărbătorilor de Crăciun, ne îndreptăm către tradiții și credință. Aș vrea să închideți dumneavoastră emisiunea noastră de astăzi cu un mesaj către toți creștinii, în afara faptului că nu trebuie să lipsească din casă un asemenea album. Da, urez tuturor creștinilor să își mențină și să aprofundeze această credință ortodoxă română, așa cum au făcut-o înaintașii noștri
domnitorii și așa cum această credință deja este milenară pe acest pământ românesc. Dragi prieteni, vă mulțumim! Nu uitați, dacă vreți să găsiți acest album, îl găsiți și în librării și dacă faceți o vizită la Muntele Athos, sigur îl veți găsi la cele două schituri românești, pentru că domnul Damaschin s-a ocupat personal să ajungă acolo 100 de volume din acest album. Mulțumim frumos! Până data viitoare! La revedere!